Pacea Domnului și bună dimineața! Aș dori să deschidem Biblia la Ioan, capitolul 14, versetul 1 la 3 și aș ruga pe cineva să citească aceste versete. Vă rog, dacă... Amin. Aceasta este o făgăduință din partea Domnului. Credem că se va împlini această făgăduință. Credem din toată inima, da? Suntem îndemnați și încurajați să credem, mai ales că sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Aceste cuvinte le-a rostit Domnul Iisus Hristos înainte de moartea, de învierea și de înălțarea sa ucenicilor. Aceste cuvinte au fost rostite înainte ca El să se întoarcă în casa Tatălui Său, iar Domnul ne dă asigurarea că se va întoarce după noi. Se va întoarce și ne va duce în acel loc frumos. Dar ca noi să ajungem în acel loc frumos, avem nevoie în primul rând de credință și trebuie să credem din toată inima acest lucru. Trebuie să credem că tot ce a spus va face și va duce la îndeplinire pentru noi. Iar fără această făgăduință, călătoria noastră pe acest pământ ar fi în zadar. Aș dori să deschidem Biblia în continuare la Marcu, capitolul 13. Și să citim împreună versetele 32 și 33. De asemenea, aș ruga tot ca cineva din sală să citească, astfel nu voi vorbi doar eu. Amin. Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus că va veni, dar nu știm când. De aceea trebuie să veghem. Vegherea noastră trebuie să fie continuă, să fim pregătiți în orice clipă, în orice moment. Trăim într-o lume și suntem înconjurați de păcat, de oameni care nu cred la fel ca noi, sau de oameni care se simt confortabil așa cum sunt și neglijează partea spirituală a vieții. De multe ori suntem preocupați de partea materială, să ne fie bine, să stăm confortabil și în biserică să avem un scaun confortabil, să fie cald. Și de multe ori punem pe locul al doilea lucrarea lui Dumnezeu și lucrurile spirituale. După cum se spune aici în Marcu, nu știm clipa și ceasul când va veni. Am văzut în ultima săptămână, probabil că toți am privit știrile, și nu numai în ultima săptămână, dar se întâmplă dezastre, se întâmplă lângă noi, cu tremure, inundații, iar ultimul cutremur din Italia a fost la ora 3:36 dimineață, când toți dormeau. Dumnezeu
Ne îndeamnă să veghem și ne îndeamnă să fim gata. Printre acei oameni, probabil că au fost și oameni care îl cunoșteau sau nu pe Dumnezeu. Numărul morților este destul de mare. Și de aceea noi nu știm ce se va întâmpla, poate și în ora următoare. Noi nu am fost acolo, dar suntem aici. Nu am fost prezenți în alte locuri, dar suntem aici. Iar locul acesta nu este un loc exclusivist în care să nu se întâmple un dezastru natural sau să nu avem parte de nenorociri. În continuare, aș dori să deschidem Biblia la Matei, capitolul 24. Versetele 4 și 5. Tot așa, dacă dorește cineva să citească. Domnul Iisus a dus să ne pregătească un loc în cer alături de Tatăl Său, dar Satana, nici el, nu stă degeaba. Este și el prezent, de asemenea și el își face lucrarea sa pe pământ. Noi ca și model, avem modelul Domnului nostru Iisus Hristos, iar el ne-a lăsat, în primul rând, cuvântul său și dreptarul nostru a trebuit să fie legea lui. Așa putem identifica dacă o persoană sau cineva este un trimis al lui Dumnezeu. Putem să verificăm cu Biblia și, în primul rând, îl putem verifica prin legea lui Hristos. Aceasta ne-a lăsat-o tot Domnul Iisus. Ne-a spus să ținem legea lui. De aceea suntem încurajați în timpul acestei așteptări să nu ne lăsăm distrași sau atrași de lumea din jurul nostru. Sunt distracții multe, sunt provocări multe și de multe ori privim în jurul nostru și gândim, păi, ăluia este mai bine decât îmi este mie, de ce aș mai merge la biserică, de ce aș mai sta la cuvântul Domnului? Pentru că el nu merge la biserică, dar are bani mai mulți ca mine, este sănătos. De ce aș face toate lucrurile acestea? Să medităm la aceste lucruri. În continuare, aș dori să citim din Luca, capitolul 12, de la versetul 35, până la 48. Da. Până la 48. Pericei de locul acela pe care stăpânul la venirea lui
cred că Domnul Iisus ne-a vorbit fiecăruia în parte aici. Suntem îndemnați să nu stăm pasivi, iar eu aș spune să ne deschidem mintea, să ne deschidem urechile, inima la aceste cuvinte. Fiecare dintre noi are un rol, are un dar și suntem îndemnați fiecare să ne folosim darul în locul unde suntem. Și cum este în concluzie, cui i s-a dat mult, i se va cere mult și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Cu atât mai mult cu cât noi știm ceea ce avem de făcut și neglijăm, uităm, amânăm, ni se va cere mult mai mult. Și se pare că Domnul Iisus întârzie să vină. Tot auzim acest mesaj, Domnul vine curând. Oare de ce? V-ați întrebat de ce este această întârziere? O altă părere? Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, ci are un deloc răbdare. Dorește ca toți să vină la mântuire, la pocăință. Da. Este adevărat. Ne tolerează, ne iubește, îi se are milă de noi. Pe unii dintre noi ne-a scos din locurile în care eram, pe alții dorește să-i scoată și știm că fiecare om de pe acest pământ este copil al lui Dumnezeu. Iar lucrarea noastră nu s-a încheiat. Și trebuie și noi să manifestăm aceeași toleranță și dragoste față de cei din jurul nostru. Avem datoria să îi informăm și să-i lăsăm să aleagă și să decidă. S-ar putea ca venirea Domnului Iisus să găsească pe foarte mulți oameni nepregătiți, chiar și pe cei care fac parte din biserica Lui. Dumnezeu dorește ca mulți dintre cei ce zac în întunericul acestei lumi și nu cunosc pe Dumnezeu în bunătatea și mila sa, să fie treziți prin auzirea chemării la pocăință și la mântuire. Și aș dori să deschidem la Ezechiel, capitolul 33, versetul 11. Da. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Și să citim și 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Fiecare dintre noi este așteptat și este dorit în împărăția lui Dumnezeu. Avem și această făgăduință. Pentru acestea trebuie să fim credincioși, să ne încredem în Dumnezeu pe tot parcursul vieții noastre și trebuie să veghem. Deoarece nu știm exact ora și ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos, trebuie să ne pregătim și să fim gata în orice moment al vieții noastre pentru a-L întâmpina la venirea Lui și pentru a avea parte cu El în slavă.
Această experiență va fi unică și cred că ne va aduce cea mai mare bucurie în suflet și trăim cu această speranță zi de zi. Aș dori ca unul dintre motivele de rugăciune din această dimineață să fie acest lucru, să fim credincioși și să veghem și nu în ultimul rând să fim gata. Dorește cineva să se roage pentru acest lucru? Cam greu. Da. Iar în concluzie, mie îmi place să citesc poezii. În concluzie aș vrea să recit o poezie, după care vom aduce înaintea Domnului motivele noastre de rugăciune. Fii gata! Fii gata, totdeauna trăind ca în miez de zi, în jurul tău creștine lumină să poți fi. Dă clipelor valoare, lucrând pentru Iisus, pe scara veșniciei să urci un pas mai sus. În veacul nepăsării, printre acei grăbiți, să fii samariteanul ce-i caută pe răniți. Când vezi atâtea inimi zdrobite cum se frâng, fii gata totdeauna să plângi cu cei ce plâng. Fii gata să-ți porți crucea cu drag, nu murmurând, și să nu ieși din voia lui Dumnezeu nici când. Statornic în credință, de-a pururi să-i rămâi, dreptatea lui să-ți fie al vieții căpătâi. Când palma răutății obrazul îți va lovi, așteaptă ajutorul tăcut, nu te grăbi. Fii gata totdeauna, umil și răbdător, din orice încercare să ieși biruitor. Fii gata să faci pace, chiar dacă vei plăti, căci mesagerii păcii în lume vor primi cel mai de seamă nume, copiii de Dumnezeu, moștenitori ai slavei cu însuși Fiul Său. Fii plin de îngăduință privindu-i pe cei răi, cum Dumnezeu privește spre noi, copiii Săi, și celor care umblă prin locuri seci, pustii, arată-le izvorul doritei ape vii. Fii gata pentru clipa când El te va chema, cu zâmbetul pe față să poți spre cer pleca. Și ca un vânt ce poartă miros de trandafiri, să poți lăsa în urmă frumoase amintiri. Iisus s-a născut într-o iesle, minune din harul divin, deși Fiul Tatălui este venit ca un prunc prea umil. Deci Domnul-i puternic, puternic și mare, El face minuni cum e scris. De aceea noi credem că poate să facă un om minunat paradis. Iisus a luptat în pustie și diavolul nu l-a învins. Exemplu și azi să ne fie, cuvântul puternic stă scris. Deci Domnul e puternic, puternic și mare, El face minuni cum e scris. De aceea noi credem că poate să facă un nou minunat paradis. Să-i vadă fetița pe moarte, Iair pe Iisus l-a chemat, și așa a fost scrisă în carte minunea că i-a înviat.
Deci Domnul e puternic, puternic și mare, El face minuni cum e scris. De aceea noi credem că poate să facă un nou minunat paradis. A fost răstignit Iisus pe cruce, purtând greul nostru păcat, dar tot El speranța ne aduce, minu Iisus din mormânt a înviat. Deci Domnul e puternic, puternic și mare, El face minuni cum e scris. De aceea noi credem că poate să facă un nou minunat paradis. Iisus a promis că ne face locașuri în slava din cer. Și apoi într-o zi se va întoarce, să fim toți acolo cu El. Deci Domnul e puternic, puternic și mare, El face minuni cum e scris. De aceea noi credem că poate să facă un nou minunat paradis. Amin. Doar una e curată și în fața e neîntinată, să cercetezi pe orfan și văduva încercată. De faci așa aici, în viața pe pământ, primi vei ca răsplată cununa în cerul sfânt. Dar până atunci fă bine, căci El grijă ne poartă. Păziți ființă ajungem acea zi minunată. Dar ziua aceea mare pe mulți îi va întrista și-or plânge hohotând când ușa s-a încuia. Iar mulți vor zice atunci, dar Doamne, am cântat, eu spus am poezii, iar eu am predicat. Dar azi vă spun că orfan și văduvă am fost. De temniță și boală ades am suferit, dar niciodată în grabă din lumea fără rost, cu mine ca să plângeți, nici când nu v-ați oprit. Și toți înmărmuriți, confuzi, dar și mirați, vă zice speriați, când nu te-am vizitat? Dar în zadar va fi atunci întrebarea, căci un răspuns divin le va încurma așteptarea. Și Domnul le va zice, plecați voi ce ați lucrat, cu fără de lege, deja v-am judecat. Cum? Nu mă recunoști? Pe mine m-ai izgonit. Eu care am predicat, iar eu am prorocit. A voastră mântuire nu stă în ce ați făcut. Voi fostați slujitori, că așa eu v-am cerut. Dar, Doamne, noi am fost de mici religioși și zi de zi ținutam doctrina din strămoși. Religie nu e aceea în care tu ai crezut, că multe sunt în lume, dar nu te fac un sfânt. Doar una e curată și în fața e neîntinată să cercetezi pe orfan și văduva încercate. Doamne, de multe ori ai zis, lăsați când trăierați un snop pentru străini și hrană la orfani. Și azi, Doamne, le zici, știind că suntem frați, atât cu cei ce au, cât și cu cei sărmani. Văduve și orfani, leviți și voi străini, mergeți și adunați ce lasă ai voștri creștini. Dar capul mi-l aplec și mă întreb rușinat, lăsat am eu vreun snop sau și bobul l-am luat? Din câmp dacă ai luat tot snopul și ciorchinul, nu te aștepta să-ți ceară levitul și străinul, nici văduva și orfanul, ce astăzi nu au hrană,
ci din a tale roade dă astăzi zeciuială. De faci așa, creștine, tu care ai predicat, cu rod se va întoarce de unde ai semănat, iar pentru a ta slujire El te va răsplăti, chemându-te să fii cu El în veșnicii. Și așa ai noștri frați, leviți și vestitori, și văduva, și orfanul din al său popor, în slavă s-au unit și un cor i-au format, lăudând pe Dumnezeu ca binecuvântat. Amin. Vă spunem pacea Domnului și bine ați venit în aceste momente și bine ați rămas. Poate mulți au plecat sau puțini au plecat, nu știu. Pentru că suntem la ora de predică, vreau să vă întreb. Când suntem întrebați, care este religia adevărată, noi ce răspundem? Noastră. Așa. Hai, ce răspundeți? Eu cred că ați primit întrebări de astea, nu? Care este religia adevărată? Ce am răspuns? Iisus Hristos. Corect? Încă? Cum? Cea practică. Așa? Corect? Încă? Hai să deschidem la Iacob, capitolul 1, cu versetul 27. Iacob 1, cu 27. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Știți, așa în general, noi răspundem în general când suntem întrebați de oameni, care e religia adevărată? În general răspundem, așa cum am răspuns și noi, a noastră, a lui Iisus Hristos, practică, răspundem ca oameni, răspundem așa în general. Știți ce înseamnă cuvântul religie? Cum? Refacere. Cuvântul religie înseamnă sistem de credințe, dogme și de practici, rituri, privind sentimentul divinității și care îi unește în aceeași comunitate spirituală și morală, pe toți cei care adieră la acest sistem. Totalitatea instituțiilor și organizațiilor corespunzătoare, confesiune, credință, cult, din cuvântul religion, religie, sau din religion. Asta înseamnă religie. Știți câte religii sunt pe pământ? Mai întâi de toate, știți câți oameni sunt printre pământul, locuitorii pământului? 7 miliarde întreg și 2, așa am văzut pe... Dintre care 7 miliarde sunt religioși. Fie că sunt creștini, am aici toate religiile care există pe pământ. Creștini, 2 miliarde întreg și 1. Islamism, 1 miliard întreg și 5. Secularism, 1 miliard întreg și 1. Hudism, 900 de milioane. Religia tradițională chineză, 394 milioane. Budism, 376 milioane. Primal indigen, animism, 300 de milioane. Tradițional african și diasporic, 100 de milioane.
sikhism, 23 de milioane, juci, nu știu ce fel de religie, pe ele, pe toate le-am auzit, dar de asta n-am auzit, 19 milioane, spiritism, 15 milioane, iudaism, 14 milioane, bahai, 7 milioane, jainism, 4,2 milioane, shinto, 4,2 milioane, kaodai, 4 milioane, zoroastranism, și asta, 2,6 milioane, tenrikyo, 2 milioane, neopaganism, 1 milion, unitarian universalism, 800 de mii, rastafarianism, 600 de mii, scientologie, 500 de mii. Astea sunt toate religiile care există pe pământ. Și ca orice om care vine și te întreabă care e religia adevărată, așa cum am spus, noi putem să răspundem în general. Și ca adventiști, adventiști pentru că știm mult, Biblia o cercetăm, avem tendința, ce să facem? Să trimitem pe om, unde? La Scriptură. O trimitem la Scriptură. Unii dintre noi poate să zică, mergi la Scriptură, că acolo ai să afle. Unii dintre noi poate să zică, bă, dacă ții cele 10 porunci, dacă ții sabatul, dacă te botezi ca să cunoști, să ai minte, să poți să faci diferență dintre bine și rău, te botezi, asta poate să fie o religie adevărată. Asta în general noi putem răspunde la oameni care ne întreabă, da? Ori, de multe ori putem să-l trimitem la Biblie, la Scriptură, și putem să alegem versetul din Apocalipsa. Știți versetul din Apocalipsa, capitolul 12? Ia să vedem ce zice acolo. 12:17. Și Balaur, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc ce? Poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Și asta poate să fie. Îl trimitem pe omul ăsta și când citești versetul ăsta, poți să înțelegi că aici conține religia adevărată. Așa este? Așa e. Asta pentru oameni care cunosc ceva din Biblie, care au cercetat Biblia, pot să-l trimiți la versetul ăsta și el cercetând poate să cunoască. Vreau să vă întreb, Avram a avut o religie? Moise a avut religie. Noi au avut religie. Daniel a avut religie. Iov a avut o religie. A avut. Cum se numea? Cum se numea religia lui Iov, a lui Avram, Daniel, Moise? Nu au avut religie. Vreau să vă spun că ei nu au avut religie. Hai să luăm pe Iov. Hai să vedem care religie. Cum se numește religia lui Iov? Vreți să o cunoașteți? Religia lui Iov. Hai să deschidem la Iov, capitolul 4, cu versetul 3 și 4. De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și capitolul 29 cu 11 până în 16. Urechea care mă auzea, spune, mă numea fericit. Ochiul care mă vedea, mă lăuda. Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin.
Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpluiam de bucurie inima văduvei, mă bucuram cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. N-avea denumire religia lui Iov, dar îl vedem o religie așa cum a zis Anda, o religie cum? Practică. O religie practică. Religia înseamnă o biserică plină de sfinți. Știți asta? Noi toți aici suntem sfinți. Credeți sau nu? Așa spune Biblia. Noi toți aici suntem oameni sfinți. Știți ce înseamnă sfânt? Asta e în general. Așa noi răspundem în general. Sfânt, asta înseamnă pus deoparte. Hai să vedem. Efeseni ne spune ce înseamnă om sfânt. Efeseni, capitolul 4, cu 1 până în 16. Să trăiască în ce? În unitate. Eu nu vreau să zicem că sunt foarte multe. 4 cu 17 până în 32 spune să trăiască în adevăr. 5 cu 1 până în 7 spune să trăiască în ce? În dragoste. 5 cu 8 până în 8 să trăiască în lumina adevărului. Să trăiască în înțelepciune, 5 cu 15 până în 17. Sfinții trebuie să evite lucrurile și faptele și gândurile nedemne de chemarea și numele lor de sfinți. Curvia sau orice alt fel de necurăție, lăcomie de bani, închinarea la idol, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, curvia, adulterul, căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este închinător la idol, n-are parte de moștenire împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Efeseni 5 cu 5 spune. Viața unui sfânt, descrie Coloseni, sfinții trebuie să fie plini de cunoștință planului al voinței lui Dumnezeu. Aceasta implică o bună cunoaștere a cuvântului Dumnezeu. Viața unui sfânt este acompaniată de înțelepciune și înțelegere prin rugăciune, Iacob 1 cu 5 spune. Dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, zice, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Unii dintre noi pot să zică, bă, eu pot să fac lucrul ăsta și acasă, să am o religie fără nume, fără nimic, nu vreau să fac parte dintr-o biserică, dau săracului, dau văduvii, am grijă de un orb, mai fac aia, mai fac aia și n-am nevoie ca să fac parte dintr-o religie sau dintr-o biserică. Voi ce ziceți? Cum? Da, dar mântuirea este personală. De ce, v-ați gândit vreodată, de ce s-a format biserica? Hai să o luăm de la început, da? De când s-a format creștinismul. De ce s-a format biserica? De ce Dumnezeu a îngăduit ca să formeze o biserică? Așa, hai să ne aducem aminte. Ce era în prima biserică? Se adunau unii cu alții, aveau o părtășie deosebită, nu ca acasă. Acolo era ceva deosebit. Își spuneau ce? Problemele unii altora, le rezolvau împreună. Dacă cineva era flământ, ce făcea? Mânca acolo,
Asta a fost prima biserică. Asta a fost dorința lui Dumnezeu de a fi biserică. O biserică adevărată. Și de oamenii mai târziu au dat numele de biserica creștină, adică venind de la Hristos. De ce v-am întrebat de la început? Credeți că noi suntem sfinți aici? Sau nu? Biblia ne numește sfinți. De ce zic că noi suntem sfinți? De ce vă temeți ca să spuneți că noi suntem sfinți? Eu știu de ce, că eu tot așa. Mă tem pentru că mai am ce? Mai am greșeli în viață care n-ar zice că iese de mine sfințenii. Dar dacă am observat... Asta e așa. Dar aici spune, dacă eu am venit într-o biserică, da? Sfinții se numeau, au început să numească sfinții într-o biserică, adunându-și la un loc, au început să plângă unul cu altul, au început să-și cunoască greșelile unul la altul, să împace, să cioplie unul pe altul, adică acum să jăgneau, peste câteva minute să împăcau, dădeau mâna, plângeau împreună, asta era o biserică. Noi când am venit la biserică, da? Am avut unele lucruri, când am venit aici, le-am recunoscut că cum îs. Sunt rele, nu, parcă nu intră în legătură cu biserica de aici. Și am încercat încet, încet să lași. Să lași din aia, să lași din aia, încet. Asta înseamnă sfânt. Să azi las o leafcă, mâine la... Vă întreb, Pavel era sfânt? Dar cum era sfânt? Așa, el a trăit, dar la urmă ce-o zis? Ia aduceți aminte ce-o zis. Ia aduceți aminte ce-o zis Pavel la urmă. Mi-am ce? Așa, și încă? A, cum poate să aștepți cununa vieță pe unul care nu-i sfânt și perfect? Dumnezeu, chiar asară așa-i Mihai, asară vorbim cu Mișa. Dumnezeu nu se uită, noi suntem păcătoși, vrem, nu vrem, că nici până la sfârșit nu vom ajunge perfecți, uite așa, că nimeni nu a ajuns așa, foarte puțin. Al avem pe Enoch care zice că umbla cu Dumnezeu, dar cred că și Enoch, nu scrie, dar cred că și Enoch a avut probleme lui și greșeli lui. Pavel scrie așa, vreau să fac binele și rău să ține de mine, nu m-am întors și fac rău. Dumnezeu se uită la tendința mea, la dorința mea de a ieși dintr-o problemă care o am. Am un păcat, vede Dumnezeu că eu vreau să scăp de el, vede că eu vreau să-l lepă de acolo, dar el să ține de mine, pentru că am scăpat din vedere, l-am scăpat și a intrat în viața mea. A început să fie parte din viața mea. M-am deprins cu el și el mir cu el împreună. Eu nu-l pot lăsa. Dar Dumnezeu vede că eu vreau să las păcatul. Eu nu vreau să încurajez că să rămânem acolo. Astăzi am făcut un păcat, l-am lepădat, o trecut timp, l-am lepădat, că așa am ajuns aici, nu? În modul ăsta am ajuns într-o biserică. Poate unele, eu m-am născut în biserică, poate unii au venit cu problemele lui din afară în biserică. Și hai să ne aducem aminte cum eram în afară și cum suntem acum. Poate nu suntem, hai să spunem, super sfinți, dar am încercat să facem ceva de a fi sfinți. De-aia biserică, Dumnezeu vrea ca să ne numim sfinți cu adevărat, pentru că am lăsat ceva. Lăsăm ceva de zi cu zi, pentru că sfințenia nu-i de așa, de o clipă, sfințenia, spune Biblia, este de ce? Este de o viață. Luptă în fiecare zi, asta înseamnă sfințenie, asta înseamnă un om sfânt, care se luptă în fiecare zi cu problemele lui. Azi e birutor, mâine cade înapoi, iară se ridică, iară cade. Asta este cuvântul sfânt pentru o persoană și noi încercăm să fim sfinți.
tindem spre sfințenie și să ne dea Domnul să ne ținem strâns de asta. Vreau să vă întreb, credeți că Iacov, o știți pe Iacov din vechime, a fost sfânt? Hai să vă spun cine au fost, câțiva oameni, cum erau ei. Spune Iacov, era un mincinos, David, un ucigaș, Noe, un bețiv, Iona fugea de Dumnezeu și era mofturos, Moise, un ucigaș, Gideon, un îndoielnic, Maria, sora lui Moise, era o bârfitoare, Toma, unul care nu credea nimic, Ilie, cădea în depresie, sărmanul, de fiecare dată, Zaheu spune că era mic de statură, Avram era bătrân, la 100 de ani să naști copii, soare, Lazar era mort. Ăștia sunt niște oameni care spune așa și foarte frumos spune, să știți, Dumnezeu nu alege pe cei deosebiți, El face din cei aleși deosebiți. Asta e Dumnezeul nostru. Noi n-am venit aici că suntem deosebiți. Dumnezeu ne-a ales ca să facă din noi deosebit. Asta înseamnă sfânt. Din ceva rău, un vas mai bun. Și e bine atunci când știți cum olarul face. Face un vas, ceva nu iese, coada la ulcior nu-i bună. Ce faci cu el? Îl strică din nou, îl modelează. Ar fi bine așa în viața noastră cu Dumnezeu să ne lăsăm modelați de Dumnezeu, fiind aici, în biserică. Și îmi pare că am mai zis eu odată la o predică, câte persoane erau în corabia lui Noe? 8. Era bine în corabia aia? Hai să spunem așa. Acolo erau animale, câte animale? Hai să luăm așa, cam câte animale vă gândiți că erau acolo? Multe, foarte multe. Hai să ne imaginăm noi așa, să trăiești între animalele, să miroși ceea ce era acolo. Uite, așa este o biserică. O biserică unde miroase urât, așa cum suntem noi. De ce zic că miroase urât? Venim cu păcatele noastre și cu problemele noastre. Poate de multe ori le spunem și ne rugăm pentru ele. Poate de multe ori ne închidem pentru noi și nu le spunem, dar el miroase acolo, miroase pentru că sunt probleme și miroase urât. Poate jignesc pe cineva de lângă mine. Poate m-am uitat la cineva cum nu trebuie. Și zice, bă, ăla s-a uitat așa de urât la mine. Și începem să ne facem dușmani și că ăla s-a uitat urât la mine, că ăla nu s-a uitat bine cu mine. Ăla a trecut pe lângă mine și nu a dat mâna cu mine, înseamnă că ceva are pe mine. Dar asta e o biserică, unde miroase urât, dar aici e bine. Pentru că aici ne cioplim, aici ne vindecăm de toate problemele care le avem. Hai să vă întreb. Prin ce se deosebește peștele viu de cel mort? Numai nu la general. Știu că puteți să ziceți, unul e viu și ăla e mort, atât. Asta e deosebire. Hai să zic, prin ce se deosebește peștele viu de cel mort? A? Asta e răspunsul, mersi mult. Ăla viu niciodată nu va merge cum se duce răul. El niciodată nu va merge, nu va înnota. Ăla mort, l-a luat apa, l-a dus, l-a spălat și s-a uitat. Ăla viu întotdeauna va pluti contra, întotdeauna contra. Hai să deschidem noi la Isaia, capitolul 58, cu versetul 7. Până în 14. Și vreau să vă întreb, înainte de a citi versetele astea, vreau să vă întreb,
Să ne gândim bine, peștele nostru e mort sau e viu? Înainte de a citi versetele astea. Peștele nostru e mort sau e viu? Personal și ca biserică. Citind versetele astea, eu am găsit în ele o religie adevărată, o religie adevărată și curată și o religie care mă va face să ajung în cer dacă să împlinesc versetele astea. Citiți-le bine și citiți-le în fiecare zi acasă. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acopere-l și nu-ți întoarce spatele de la el, semenului tău. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și vă va da din nou putere și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărei ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși de pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spături, cel ce drege drumul și face țara cu putință de locuit. Și versetul ultim, pune un punct așa, o ștampilă mare, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, atunci te putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacob, căci gura Domnului ar vorbit. Ați găsit religia adevărată. Asta e religia adevărată. Alta nu este. Putem să-i punem noi denumire, putem noi să facem ce vrem. Să știți. Asta e pentru mine, eu zic și dacă vreți, primiți-o, dacă nu. Dacă nu vom împlini versetele astea, eu cred că nu vom ajunge în cer. Asta e pentru mine, zic, și dacă vreți, primiți-le și nevoastre. Astăzi am învățat încă ceva despre o femeie care era în Iope. Ați citit, ați învățat la școala de sabat. Care era diferența dintre femeia aia și din toți sfinții acolo, spune biserică, din biserică, și din toți cei din jur? Care era diferența dintre ea? Hai să citim. Faptele Apostolului, capitolul 9, cu 36 până în 41. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmicire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Aici putem să ne oprim, să cam înțeles și cine, care era diferența dintre asta. În vremea aceea s-a îmbolnăvit, a murit, după ce au scăldat, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să roage. Nu pregeta, să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au adus în odaie de sus, toate vădurile l-au înconjurat, plângând și au arătat hainele și cămașele pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oasele. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus,
a chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte cum? Vii. Am citit versetele din Isaia 58. Când le comparăm, când le adăugăm și versetele din Faptele Apostolului despre Tabita, la lucrul ăsta. Să ai grijă de sărac, de văduvă, de cel lipsit, de cel orb, să ții sabatul, fiți atenți, să ții sabatul, la urmă ce capeți? Ce-o pățit viață? Chiar dacă vom muri, sau chiar dacă vom fi vii la venirea lui Hristos, dacă vom face lucrurile astea, vom avea viață. Vom învia sau vom fi în viață pentru ca să fim luați la cer. Aceasta este religia adevărată. Și hai să mai citim o dată Iacob, capitolul 1, cu 27. Pentru că ăsta este versetul care ne-a format această predică, vrem să-l mai citim o dată. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazul lor și să ne păzim neîntinați de lume. Vreau să întreb, facem parte dintr-o biserică, vrem, nu vrem, ne întinăm, nu? Mai dăm voie să mai intre lumea în viața noastră. Mai luăm una, mai luăm alta. Cum putem să nu ne întinăm din lume? Cum putem să nu ne întinăm din lume? Și vă spun cum. Dacă vom fi preocupați de toate cele care le-am citit până acum, nu o să avem când ca să ne întinăm din lume. Nu o să avem când. Pentru că atenția nu va fi asupra eu-ului meu, dar va fi asupra celui de lângă mine. Și vrem să mai citim ultimul verset, penultimul verset care scrie la Tit, capitolul 3 cu versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Și în poezia care a fost recitată de aici, poți să predici, poți să cânți cel mai frumos, ai o voce superbă, poți să mânuiești orice instrument care este, orice, poți să te rogi cel mai frumos. Hai să vedem ce spune 1 Corinteni, capitolul 13, cu 1. Poți să faci lucrurile astea atât de bine că să nu fie nimic ca tine. Chiar dacă aș vorbi în limbă omenește și îngerești și n-aș avea ce? Dragoste. Sunt o aramă sunitoare și un chimval zingănitor. Frații mei, când vom trece în acțiune ca să facem lucrurile astea, cum poți să te apropii de un sărac dacă n-ai milă de el? Așa este? Trebuie să ai milă, trebuie să găsești în tine ceva milă ca să te apropii de un sărac ca n-are. Cum poți să găsești când îl vezi pe unul murdar și vai de el, care nu are cu ce să îmbrăca, n-are ce mânca, și dintr-o mizerie atât de mare, cum poți să te apropii de el? Trebuie să ai ceva în tine acolo, așa este? Trebuie să cultivi ceva, să pui ceva în tine ca să te apropii de așa fel de persoană. Altfel nu te poți apropie. De aia spun, atunci când vom trece în acțiune, vom uita de noi, vom uita de cele lumești, ne vom concentra pe lucrurile astea care ne vor da viață și le vom face cu adevărat. Și toate celelalte, spune Corinteni, toate celelalte, vor fi nimic, dacă nu vom ia ce? Dragoste. Să ne ajute Domnul aceasta,
să ne ajute să începem să facem lucrurile astea. Că atunci cu adevărat deci când vom începe să le facem, să știți că deja am apucat mântuirea. Deja viața veșnică este în viața noastră. Amin.